Incidente șocante în Franța, un eveniment ilegal s-a transformat într-o adevărată luptă. Petrecăreții s-au bătut cu forțele de ordine, iar în urma violențelor, un bărbat a rămas fără o mână. Incidentul a avut loc în regiunea Bretania din vestul Franței, unde numai puțin de 1500 de persoane au luat parte la o petrecere ilegală. Sute de polițiști au încercat să le întrerupă distracția, dar au dat naștere unei adevărate lupte care a durat 7 ore. Autoritățile și petrecăreții dau vina unii pe ceilalți pentru ciocnirile în urma cărora 5 polițiști și mai mulți civili au fost răniți. Un tânăr de 22 de ani și-a pierdut o mână în timpul violențelor, iar polițiștii au pornit o anchetă pentru a determina ce s-a întâmplat mai exact. Evenimentul a fost organizat în memoria unui bărbat în vârstă de 24 de ani, care s-a înnecat în fluviul Loara în 2019 după ce poliția a descins la un concert. Trupul lui a fost găsit după mai bine de o lună, iar participanții la eveniment spun că intervenția nu era necesară.